emisiune aproape politică. Cea cea una, cea cea alta, ba te distrează, ba te enervează. Întrebări pe care n-ai tu pe să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, cea cea politic, cea cea monden, cea cea 1, 2, 3. Caz inedit în România. Aparent avem instituții care funcționează când le place subiectul. De data asta, subiectul ANAF a fost o femeie de 54 de ani care practică una dintre cele mai noi meserii din lume. Videochatul. Femeia care probabil e un fel de Sharon Stone de selaj, altfel nu mi-explic, a făcut bani frumoși după ce și-a expus trupul de cadună pe internet din 2013 până în 2018. În tot acest timp nu a plătit la stat niciun impozit pe venit, așa că a adus un prejudiciu de 11.000 de lei. Dată în judecată de fisc pentru recuperarea banilor, femeia a avut de înfruntat unul dintre cei mai aprigi judecători. Supărat că probabil salariul de magistrat este mai mic decât banii încasați de videochatiste, judecătorul de la Tribunal Sălaj a condamnat-o la un an și 6 luni de închisoare cu suspendare și pe deasupra trebuie să depună o muncă în folosul comunității. Și nu oriunde, că aici e drama, ci chiar într-o biserică. Cinic poți să fii ca om al legii? Să trimiți biata prestatoare de iubire la un clic distanță chiar în fața celui mai nemilos judecător din lume, babele de la strană. Orice femeie din lumea asta prinsă cu trupul la vedere ar prefera să fie chinuită în mod fizic decât să stea să asculte șușoterile gospodinelor din spatele ei când ascultă slujba. Dacă stau bine să mă gândesc, pedeapsa asta ar merge bine și în cazul parlamentarilor prinși cu mâna până la cot în bugetul statului. Munca în folosul comunității cred că ar dura mai tare pentru un corupt care a dus o viață de lupte cât 3 până la 5 ani de pușcărie. Dacă pentru oamenii normali munca nu este rușinoasă, pentru unul care a stat toată viața pe banii statului, cea mai mare rușine este să fii pus la muncă. Cum ar fi să-l vedeți pe Liviu Dragnea nu la Rahova, ci la Spații Verzi în Alexandria. Noroc avem baștan din județul Teleorman, unde-ți fonduri înzecite pe proiecte cam trăznite. Să mănânce la prânz parizer pe o bordură schimbată doar în acte de teldrum. Ar fi fost deja obiectiv turistic. Ar fi venit românii Teleorman ca la Meca doar să vadă un asemenea tablou. Doamne ajută, fie ce-o fi! S-a operat un mazăre, femeie de serviciu la o școală din Vaslui cu toaleta în curte. Una peste alta, știrea cu femeia condamnată pentru evaziune din videochat a făcut deliciul internetului, fiind distribuită timp de 24 de ore mai tare decât orice poză cu pisicuțe. Asta arată totuși că suntem un popor cu o doză mare de cinism. Și asta la Cea-Cea-Litics ne place. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost Cea-Cea-Litics. Întrebări pe care n-ai tu pe să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, Cea-Cea-Politic, Cea-Cea-Monden. Și dați share la acest video, nu vă costă nimic.